Astea puse, cred că trebuie să răspundă Sfântul Duh, nu? Adică cine ar putea să răspundă la întrebările astea? Domnul Dobrițoiu. În primul rând, aș vrea să spun la bun început că acest subiect ne pune într-o lumină foarte proastă în ceea ce privește relația de lucru cu partenerii noștri, cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu partenerii strategici. Pentru că e deci, vorba de credibilitatea... Persoana aceasta a fost cercetată pe acest incident de securitate, el fiind la vremea respectivă ministrul sănătății, iar acum s-a întors la ministrul sănătății. Chestiunea Dar sigur că s-a luat întâi clasarea, evident. Mai un alt aspect. Legea este foarte clară. Exact. Ori dacă domnul Voiculescu, dincolo de competențele profesionale indubitabile ale domniei sale pentru a ocupa acea funcție, șeful biroului de securitate, șeful biroului de documente secrete, trebuia să-l instruiască privind dacă îl dorea ochii și nu dorea să citească legea. Cum se manipulează documentele secrete? Nu le distruge fiecare cum vrea, ci ele se distrug numai de către o comisie, nici de către șeful biroului. Corect. Exact. În ceea ce privește caracterul documentului, el este dat de emitent indiferent ce scrie acolo. Că unii beneficiază de sporuri salariale importante. Mă refer la toți cei care lucrează cu documente. Când supra, când pun și ei supra-secretizare. Și dacă ei scriu altceva în acele documente, da? Este o altă chestiune, dar care trebuie discutată separat. Okay. Oricum, este un incident major de securitate, iar domnul Vlad Voiculescu văd că a fost recompensat din nou cu o funcție de ministru, generând... Bun, clasarea ce e clasare, deci este exonerat, nu? Prin clasare. Dar atenție că... Dar iertați-mă, mai e și problema instanței și problema procurorului, pentru că ceea ce ați prezentat dumneavoastră acum, cu certitudine că este luat în, va fi luat în evidența tuturor experților în domeniul securității informațiilor de la ambasade. În primul rând al SRI-ului, care SRI-ul